Amice, amice, dacă vrei cele mai ieftine și cele mai jumechere jocuri, intră chiar acum pe Neba și folosește codul Bercea pentru 3% reducere. Salut, dragii mei amici, bine v-am regăsit la un episod din serialul de Forza Horizon 5 alături de amicii mei. Astăzi avem un super episod cu un super challenge dat de nu mai știu cine pe live. Mi-a zis, amice, știi ce mi-a zis? Să facem un episod în care vom conduce cu telefonul în mână. El mi-a zis și cu cutie manuală, dar cineva, nu vreau să dau nume, nu are schimbător și n-ar fi ok. Nu știu așa cine. Că o să conducem din panele, dar cu o singură mână, așa că o stăm în permanență așa cu telefonul, dar o să-i și filmăm pe amici în cursă, amice, ca să vedeți că nu trecează niciunul. Amice, da? Eu dacă sunt al dracu, mă și cior pe el. Da? Așa, amice? Da? Așa că haideți, mai înainte de asta vreau like-uri pentru, pentru că avem și două super spin-uri pe care vreau să le dau acum. Avem aici. Să joacă cu Șivana și cred că se supără. Da? Da, ce mă juc. Ești nebun, haide să dăm și aceste două super spin-uri pentru voi, pentru că vă uitați și pentru că ne iubiți încă. Da, amice, cred. Mamă, amice, 30 de ca, o pereche de ciorapi și o brățară mâncava și din super spin-uri. Ești nebun, luați ciorapi. Te-ai uitat pe canalul sălbaticului să știi că vă iubesc ăștia. A? Ce? Pe cine ce mă vorbești? Păi de ce? Păi zisă că ne iubesc, cică. Păi și pe canalul sălbatic, n-am văzut câtă iubire acolo, ești nebun. Da, acolo e dragoste, bă, peste tot. Ia să mai dăm așa și câteva spinuri. La ciortanel? Vrăjeală. Să dăm așa până pe la 45 rapid. Bă, nu mai dă nimic, ce ai bă cu mine de nu mai dai nimic? Și să dai bă până la 45, adică de la 0 la 45? Nu. Mamă. De la 50 la 45. Salut băieții. Da, mamă, era să primesc un Maserati da, legendar, dar am primit Skyline-ul. Da, îl scoasă, da. Nu mă ascult, bă, băieți. Așa, bă, băieții, haideți să intrăm pe la festival să ne luăm o mașinuță. Mai înainte de asta. De ce să fim ipocriți? De la MyCars, nu știu. Că alții moare de foame. Vreți o mașină anume? Aveți și o mașină pe care știți că o avem cam toți? Păi stai, ce cam vrei să facem? Bă, să nu luăm, păi să facem Colossus-ul, Goliath-ul, scuze că nu-mi pur mereu. Dar nu știu cu ce mașină, voi ce recomandați? Ce mașină aveți pe aici mai fâșnețe așa la mișto, dacă mă înțelegeți? Cât de fâșnețe? Adică foarte, bă, foarte să poată să fie ok, de 940, 950, zic și eu. Toyota Supra. Toyota Supra, păi și e bună? Dar nu o ți-o dau ție pentru episodul tău. Atunci altceva, nu știu. Ba, mi-o dă, bă. Hai să luăm Supra. Nu, bă. De ce, mă? Păi, dar e ideea mea. Eu zic să iau așa la mișto. Bă, are și el idei, bă, amice. E ideea lui, amice. Atunci hai să luăm altceva, dar nu știu. Păi, dar ce mașină avem, am toți? N-avem. Nu știu, zice și voi o mașină mai la mișto, așa. Păi, dar nu găsesc care să fie și bun. Uite, amice, un Camaro. Bă, din ăla de bun. R6 Avant, aveți, mă, din 2015. Toyota Skyliner, din aia vreau. Audi, domne. Ce, amice? Eu vreau o Toyota Skyliner. Nu, amice, las-o pe aia, că l-ai pe Nissan în primul rând. Dar aveți, bă, R6-le. Avant. Eu uit acum, dar nu mai găsesc. Nu am, ba, eu l-am din 2015. Da. Amice, trebuie să-l cumperi. S-a votat, amice. Da, bă, dar nu vreau fâșneț. Are 910 scor. Ce? Are 910 scor. Păi e bine. Păi și nu e bine. Din 2015, amice? Da. Din 2015. Și știți cum cred că. E 150 de ca. Amice, nu știu ce. Ce? O șaurma, 15 lei, 150 de lei. Are și cu 1250 de cai, dar mie nu mi se pare. Da, ia să vedem ce putem să-i schimbăm. Mamă, ce body kit are, amice, tu nu ai așa ceva pe A7. Am pus și motorul. Hai motor. Ce oț. Să e pe mine. Bă, cred că se duce, 900 se duce sigur. 910 aveam la cu motorul schimbat, nu știu cu motorul. Păi da, dar n-ai de unde să știi dacă e neapărat mai bine. Da, corect, că poate să fie mai bine cu motorul schimbat. RS6. RS6. Nu, dar da, puțin cai turbinele, nu sunt bune. Vezi, amice, dacă n-au ședele de-alea modificate. De unde vorbește, mă? Nu știu, că de pe WC, cred că iarăși îmi face episoade și mâncare. Scuze, amice, mă, dar băieți, și în timpul cursei o să vedeți și cadre de la amicii mei, ca să vedeți că nu trișează nimeni. Să nu auzim după aceea, băi, Bercea, lasă că... Vedeți că asta nu prea stă pe handling, ca să știți. Aoleu! Cât de rău poate să fie. Pe bune vorbești? Pe bune vorbesc. Păi cum, mă, că e R6? Amice! Dacă vă zic... Cât de R6-le e bun? 285 de fabrică pe față? Stai, ce? Bă, nu mi se pare cam mult? Ce? Bă, eu nu-i pusesem cauciucuri, bă, de-aia n-avea bă aderență, bă. Bă, ce aderență, că eu nu am schimbat niciodată. Mamă, dar handling, tot varză handling-ul, bă, mâncava așa. Decât cu slick-uri are handling bun. Păi și vreți să-i punem slick-uri, nu știu.
Păi tu îi pui slick-uri dacă vrei, eu nu. Milițu! A venit Milițu! Adică eu îi pun dacă vreau și tu nu îi pui, că ești fraier. Bă, dar vezi, bă, că bodykit-ul ăsta îi face două uși. Bine, oarecum, că eu acoperă pe aia din spate. Nu, că ăsta e din ăla, mie nu-mi place de ele. E copil din ăla pișat? Ce da. Bodykit? Da. Bă, pe fără motor schimbat are 853 de cai, ești nebun. Amice, ce ne făcut? Motorul. Bă, amice, tu ești de la... Bă, nu îl schimbăm, nu are 900 score, ești nebun la bara, are 904. Ce 904, bă, că eu am 886. Eu am 990. A, bă, zi. Ce, mă? Ce? Eu am 904, vorbesc serios. Mă, ce modifică Război? De unde scoase Război scorul ăsta? Stai, amice, că eu încă nu termin aici, mă. Bă, eu știu ce rost să-i pun pe față. Îi pusești de alea foarte late? Nu contează de care îi pusești, nu pot să zic de care îi pusești. Dar ce, n-are voie, amice, e bă, contractul, așa îl cam oprește. 305 pe față, ia stai mă, să-i dau și așa pe față. Twin turbo, sigur vrei, da? Dar de ce pui tu cauciucuri care le mele, frate, că fiecare își face tot din cum vrea, tu vrei cauciucuri? Ele mai lănții puțin, bă, stai, bă, nu te mai ambala așa, ce te ambalezi ca taxi la semafor? Cum am, domnule, 890, domnule? Și eu am 800. Abia aștept să pun mâna pe hârtia de 20 de lei, să pot să plătesc pachetul de țigări cu hârtie și direct. Cu încă 2 lei. Tu îți dai seama. Să o scoată direct de 25 de lei, ca ta să face. Hârtia de țigări. Ar trebui să mai prind și eu schimbătorul ăsta aici. Ia să-i facem și design-ul, că nu-l avem rapid. Dar chiar, Bora, tu te uiți la mine în comentarii, cumva? Ce? De ce? Păi de ce? Tu, amice. Păi văd că cam tot ce mi-au zis ăștia mie în comentarii le faci tu. Ce ți-au zis, mă? Ce ești nebun cu capul? Ce? Să modificăm mașina la aspect. Să filmăm toți. Păi eu mereu am făcut-o la aspect. Bă, du-te de aici. Bă, du-te. Iau de data trecută ai făcut-o? Da. Bă, dacă n-ai făcut-o, tu nu mai filmezi formă, copil pișat. Da. Da, frate, da. Ia și uite-te. Aaa, deci amice, tu crezi că o joci cu noi la, cum îi zice? La Caciarma? Să mai și caut aici pe canalul lui de căcat. Ia căutăm! Care dai minima, prostule? Nu știu, un amic prost. Gata, băieți, marfă, băiatul, ce bine le zice. Mă, ce? Nici măcar, primul playlist nici măcar nu-l are cu ăsta, cu episoadele noi. Au, ba da. Ia vină în coasă să arăt ce faci, nu mic, e rău de tot, amice. Ia, amice, ia, amice, unde ești, amice? Ieșiși? Ne. Hai, da, mă. Iau te reclame, da. Bă, piciam aș pe reclamele tale. Vino cu amice, are și el YouTube Premium în rahat. Amice, vino cu asta, ți arăt. Mă vezi, amice, uite-te la mine. Ce? Mamă, cum se aude, amice? Ăsta e Vice City. Amice, stai un pic pe loc, stai un pic pe loc. Da, amice, da, ia. Uite-te la mine, amice. E. Fii atent. Amice! Mamă, ce cercule se fac. Bine, sălbaticule, Sebi, hai. Hai, amice, fă și fă-i cursa. Dacă am făcut cerculețe și din revenim din curs. Amicilor, amice, dar tu ai văzut că acum în Forza asta cât de urât arată frânele? Da, uite, le știu la ele. Sunt așa, sunt înghețate. Bă, luați telefonul în mâna stângă, da? Sau în ce mână vreți voi? De ce e cea mai bună mașină? Dar să-l țineți la vedere, da? Bă... Mamă, dar nu prea se vede bine. Bă, stai, bă, și cum schimbăm vitezele? Păi, cu mâna dreaptă, frate! Mâncați așa, iar vrei episod de 20 de minute. Numai cursa. Care 20 de minute, mă? Păi trebuie să ții o cursă de asta mai mică. Trebuia să ții o cursă mai mică. Da. Bă, că e cu telefonul în mână. Tu nu conduci toată viața ta cu telefonul în mână? Nu, eu nu sunt ca tine. Aoleu! Păi vezi? Păi dacă ai pus celeronul normal, nu are scor, mă, mâncavaș. Păi da, bă, dar am handling. Da, și top speed de 6.9. What? Nu știu dacă văzuși. Intră la pamări și nu te teme, bercea o să-mi ia... Bă, nu vrei merge așa de încep, bă, șmechere! Bă, ce are, bă, mașina asta e stricată? Păi sălbaticule, tu știi cât scădea aileronul ăla la top speed-ul? Păi și amicul are! De la 8 la 6.9. Păi și amicul are! Nu scădea, bă, așa. Ba, da. Și eu l-am, bă. Păi înseamnă că vă de modificare-s final drive-ul. Nu. Nu, mă jur. Ok. Intră în apa, mai greu, mării, adică pare să fii și voi. E un grăsan ca prost. E normal că e mai greu că nu poți să schimbi treapta de viteză în căcat. Ce făcut și amice? Te cam supărat și ăla treptea? Amice, mă enervai. Dar eu oricum am cea mai lentă mașină de aici. Bă, da, e nașpa că parcă... Nici nu pot să fiu atent. Frâne! Bine că vă zis-o eu. A, bă, că noi nu vă zurăm. Nu e să zici că e o mașină care fuge de rupe.
mami ce nu fuge, ia uite ce mă duc. Ia du-te, mă. Și am mai pe telefonul tău. Ce se duce amicul? Că e al... Da, bă, dar l-ai vândut, deci nu mai e al lui. Ce să mă piși de din ăla. Băi! Amice, ia uite, mă, unde sunt, amice! Dă-i rimă, că de acolo nu mai poți să pleci. Zici? E treaba ta. Bă, dar deci ce vă lovi? Aici am găsturi, m-am blocat în aia. Da, ce nu duci? Hai, salut, băieți. Și de wine când îți zise eu. Mă, măstule. Că rămăsei răsturnat. Bă, ce bă, dar ce are, bă, aleguma aia cu tine? Se răzbună, bă. Sincer, păi uite de unde dau rewind, bă. Bă, nu-i chiar așa de greu, dar dacă aveam mașini foarte rapide, o cam îmbulinam, să știți. Cu asta e bine că nu e rapidă. Da, nu e corect, amicul are experiență. Da, bă, păi, dar nu mai e așa în trafic. Păi da. A, bă, că nu stau chiar așa. Păi nu, că știți care este problema. Acum e ușor, că doar o mână, dar așa stă în trafic, stă și pe el. El stă pe el. Amice, ia, trimite și mie niște mesaje, amice. Nu pot, amice. Bă, nu, că nu e chiar așa, că până 8 stau cu mâna dreaptă, unul la mână și doi la mână. În a 8 e pe automat, bă. Aia e, că e pe automat, am suportul la schimbător de stat. Nu, apăsai rewind de greșeală. Da. Păi apăsai când, până când se pun mâna să dau din padelă. Amice, aia e. Ghinionul tău, amice. Amice, bă, e descalificat de Duri Oind. Da, corect. Legumă, ce faci, bă? Chiar primiști un mesaj? Eu sări mașina în exterior. Păi nu să știu, amice, bună, că e cea mai rapidă mașină, că e cea mai bună, că... Păi sări în exterior și nu dădui rewind, că... Na, eu nu sunt Bercea. Păi eu dădui când mergeam bine, nu dădui când ieși. Las, că urmează să ieși și dai din greșeală. Atunci, dacă vreți, de acum încolo, îl dezactivăm. Ok? Păi oricum, uite, de exemplu, eu acum m-am făcut cam praf, că nu vreau să mai dau iar în legumă ăla și... Păi de ce nu mai vreau să-ți dai vineu? Păi că data trecută te cam îmbulinai. Au. Intră în apa mării și ce mai ajunge ăla din spate, că n-am top speed la mașină, m-am căcat pe ea. 280, tu cât lași? 260. Hai că ieși. Bravo. M-a făcut praf. Au, amice, sper că n-ai dat cumva cam rewind. Nu, dă doi, că mă încurcai și în viteze. Intră în apa mării și nu te teme că veni în bercică, că e cam balene. A făcut un băiat ieri un topic cel mai slab până acum la șofate bercică. Da? Nu e adevărat. Ba, da. Ba, de fapt nu, s-ar putea să fii tu sălbaticul era din cauza că l-a făcut curs atunci cu sestă în elemente. Bă, că aia nici n-a fost cursă. Ce, bă? L-au pus-o și pe aia, că dacă păi nu... și cursele între mine și amicul? Păi eu nu știu între păi ele, nu le mai pune nimeni? La toți trei. Da, băiatul ăla zicea din episoadele la toți trei. Și din episoadele la toți trei, eu sunt jupân, n-am pierdut niciodată. Vezi că s-ar putea să fie cam egal, dar am dat aia cu sestou. Iar la fel. S-ar cam putea. Păi singura când a făcut bercica a fost ăla cu sestou, când, na, nu poți să ai termen. Și aia în care m-ai rovit și m-ai făcut praf când câștigam? Aia, mice, că exagerași. Intră în apa mării cu bercică și nu te teme că el e, păi, cam... Bă, dar e stabilă asta, bă, dar de ce? Aaaa, părul ăsta fix în fața mea! Trăiți ar familia ta! Aia fără să te faci praf. Cum adică? Cum lași cu curba aia fără să te faci praf? Simplu, dar mă făcui praf din cauza ta. Păi, dar cum o lași tu pe aia fără să te faci praf? Nu știu, așa o lăi. Ce viteză ce se întâmplă? Nu știu, maxim cât putui. Păi, amice, era cu invizibil și fix când a ajuns să intre pe lui se făcu... Nu se făcu, nu mai exagera. A, da, amice, cum se făcu? Bă, amice, bă... A, dă-i mine! Amice, se făcu vizibil și... Bă, dacă am pus gros, ereșeasele ăsta. Tu ești, bă, puturos. Ce credeai? Că miroase toba aia de aici. Zici? Amice, mă mușcă ceva de picior. Amice, dar eu sunt puternic și cam... Scuze. Amice... Dracula. Bă, ce e bine că e stabilă. Amice, dar sunt curios, tu schimbi din dreapta cincea vreodată? A? Ia zi. Ce să schimbi? Pe drepte. Dacă schimbi din dreapta cincea. Da. Când reduci. Da. Bă, du-te de aici! Uite. Acum ai dădui a treia. Păi lasă pe curbele ăștia, le trebuie să te oprești aproape de tot. Zic, bă, la refrânezi mai puțin. Bă, uneori mai schimb, alteori mai nu. Hai, lasă-mă, că tu nu schimbi nici așa. Când am două mâinile. Sănos printre bercene. Cine-mi dă mesaje, mă, mâncavaș, că nu pot să mă uit. E mort.
Amice, da, ce faci? De aici. Păi, îmi sariși în față, amice. Cursă periculoasă pe interior! Mamă, amice, ce amice, ne batem aici? Mori! Stai, amice, stai așa, că nu te omor. Trage, mamă, amice, trage de volan, amice, că mă duc și te iau. Nici nu știu cât, la cât din cursă stăm, deja mi se pare aia. În episoadele mele așa sunt, băi. Dacă schimbam aici, dar nu mai schimbai. Că era curbă. Aia, amice. Intră în apa mării și nu te teme, păi că e un not printre bercene. Bă, dacă era pe auto, era bine, rău. Păi de ce era pe auto, bine? N-aveai treabă. Păi ce? Atunci ce farmec, mă? Doamne! Mamă, dar unde te dusești, mă, copile? Hai, mă, duc, mă, că nu dau rewind. Că de fiecare dată când vreau... Pe farmec simulator, băiatul. De fiecare dată când vreau să reduc, îmi fuge mașina într-o parte, că trebuie să mă mâna pe volan. Hai, las-o. Nu că las-o. Amice, ăsta ară mai mult ca noi pe... Pe da, păi asta am zis. Bă, dar tu te căzut, băi, copile. Să fii atent la ăla, să nu cumva să dea rewind. Păi nu e, mă, filmare, ce? Păi ce, e prima dată? Păi eu ce zic? Nu, mă refer pe cursa asta. Păi da, bă, dar atunci, din potrivă, că... Nu fu să zici. Nu, că atunci era mai bine dacă nu dădea rewind. Da. Păi da! Hai, amice, las-o. Dacă mi-o lua și mie asta 300... Da, cât ai, mă, pe aici? 300 fix acum. Și nu urcă. Păi da, degeaba îi dau a 7-a. Păi nu-i mai dau, amice, ce? Ce? Te-ai pus 7 trepte, nu? Păi așa are ea de fabrică. Nu fu. Păi și o lăsați de fabrică cutia? Nu, îi puseai race-ul, dar race-ul nu-i modifica în treptele. Păi trebuia să-i pui mai jos, bă, de la cu 6 trepte. Să-ți mai creștea ceva. Cred că-mi creștea... Păi nu, nu știu, că nu mă uita. Eu cred că dacă asta e... Aude, știu ce mă întreb ăștia. Bă, ce mașină! Eu am impresia că ești de la girofarul ăla, bă. Că taie aerul prost. Și de la eleron. Amice, da! Băi, eu am 34. Păi și ăla nu are eleron. A, uite, am 32. Dă-te, bă, de aici, nu treci tu de mine. Nu o treci tu de mine. Adică dacă pă mă lovești iarăși, ca un jupân, ce? Ca un jupân? Intră în apa mării și nu te teme, stau pe telefon. Nu poți să trec de prost, că se bagă numai în fața mea. Și dau acum un mesajer. Așa, amice, dă-i. Ajungă și amicel. Bă, dar ăla ne ajunge, bă! Iu! Păi n-aveam ce să fac, eu țin talpă și nu te ajung. Uite-l! Da, bă, nu e! Se laudă el, dar degeaba, amici! Păi mai bine să ai eleronul decât așa ceva. Amice, e mai bine! O dracu de mașină! Amice, bă, tu știi cum... Bă, dar parcă așa, intenționat, o făcu. Nu știu cum să spun. Da, bă, pentru că eu nu pot, eu nu sunt obișnuit să conduc o mână încăcat, că eu îi dau contra, îi dau alea, ce contra să-i dau cu o mână fără să schimb treapta de viteză? Eu sunt obișnuit, amice! Păi tu ești obișnuit, că tu conduci cu... telefonul în mână toată viața. Amice, dar tu nu te faci amice, cam praf. Și nu știu ce vă curăți voi la mașinile alea, că mie mi se pare că ale voastre nu fug deloc. Păi nu fug, păi că avem eleronul. Ia uite, zici ăla că nu dă, tu știi ce contrai. Înseamnă că modificarea-s final drive-ul. Nu e modificare, mă, nimica, ce ești nebun? Nu modificare, mă, ești nebun. Păi tu nu văzuși, mă, cum mă întrece aici. Nu știi cum o trăsăi. E top speed de 6.9. N-ai cum cu top speed de 6.9 să iei 300 încăcat. E, nu. Mă nebunule, păi dar tu nu vă zici că ne faci pe ăsta pe top speed. Păi da, ne-am 320. Păi și eu iau top speed. Păi și aia e diferența dintre 8 și 6.9 de 20 de km la oră? Da. Ți-o crezi tu? Amice, ia uite în spate tău, că ai cam poliție, amice. Amice, nu cam trec pe dreapta. N-am ce să fac, prietenii mei, o luai în cură de tot, că... Păcură ăștia un challenge. Bine să nu iasă, ui. Acolo ăștia un challenge de zici că... Dar ce, mă, nu e bun? E chiar un challenge foarte bun. Amice, da, chiar primi un mesaj. Da? Și aia nu ieșire deloc, aia nu ieșire deloc în decurci. Păi dacă este șoferi, amice, nu ai mai condus cu telefonul în mână. Aici se vede care este pe telefon. Da, da, amicul e puțin mai avantajat că le are volan dreapta și el de fire stă cu mâna dreaptă. Eu, în mod normal, stau cam cu mâna asta. Și ce, amice, dar nu poți să schimbi mâna, e... Păi da, bă, dar dau în față la viteze mai mult decât dau înapoi, înțelegi? Nu prea te înțeleg, amice. Ia stai, că nu mai știu cum e. Aaaa, trebuia cu viteză mare aici. Aaaa. Nu mai ține aminte.
Bă, dar nu-l ajung, bă, băiatule, bă. Amice, sunt cam nebun pe viteze. Mie spui? Mie chiar îmi place, bă. Și așa conduc de acum. Și în trafic. Tot la fel stau. Știe, amicul, ce știe? Parcă ai mai multă adrenalină așa, doamne. Doamne, ești nebun. E adrenalină când transpirăm una pe telefon. Cum stau, amice? Mai expresiv, așa. Amice, cam să-mi stârnești poftele, amice? Păi da, bineînțeles. Ia uite, amicul, ce bine se descurcă. Băi, legumă, și du-te cam baiți. Păi mă baiet, bă, că unde fug cursa grea a fost să nu mai oprim. Da, unde? Colo, opă, dar unde se mergea drept? Ai dreptate. Pe unde se mergea drept? Se pare că cu curbele ăștia, de exemplu, nu-s grele de rău. Păi ce, stai un pic cu mine asta, că tu, de practic, la drum drept vreau să ne faci praf, că ai tot. Păi da, chiar că. Păi dacă fuge. Cine fuge? Mașina. Păi drum drept, ce ai? Bă, dracu, fuge așa pe drum drept. Într-o parte. Bă, 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 și ha, 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 amice. Dar uite ce-i scârță, e cauciucele, ești nebun. O cangreșe aici puțin, că nu spuneai că trebuie, da. Vezi că era și eu să o cangreșez, dar nu greși. Dar greși tu, amice, chiar te rog. Nu, amice, nu, nu, amice, că vreau și eu să câștig. Vrei și tu să mai câștigi? Da, amice, nu știu de ce. Ar fi frumos, amice, să cam ieși în decor acum. Amice, era să vorbești cu păcat. Pe bune? Era cam să ies. Păi și cam ce te reținu, băi, amice, cam? Amice, mă reținu voința mea puternică de leu. De leu, a? Transpirăm mâna pe rahatul ăsta de telefon. Mi-e spui. Dar mă doare mâna că stau cu el așa. Păi bă, și eu stau la... pe, eu o pusai pe cotieră. Păi și eu, păi dar degeaba. Eu, da, degeaba. Că tot te doare. Mamă, mereu mi-e frică cu copacul ăla dincolo. Bă, da, micu, e cam aproape de mine. Da, hai, ușor, ușor. Da, oh, hai că mă făcui praf o țură. Da, praf. Este. Și pungere aici. N-am, bă, ce să fac, bă, n-am, bă, ce să fac, mă, piși pe aia de mașină, bă, mă, piși pe aia. Ce fac acum cu o mână? Cum schimb vitezele? Dă-o în căcat. Că alunecă să mă piși pe aia de zici că îi dau frână, îi dau nimica, ce căcat să... Domnule, dar de ce nu schimbați, domnule, și pe eleronul, ia zi. Dar bineînțeles, domnule. Nu vrei unul, amice? Pentru că zisei, îmi scădea la 6-9, eu nu știu cum voi cu top speed de 6-9 vă duceți în 300. Amice, vezi că testoasa ajunge ca în prima? Da, uite ce m-am dus. Bă, ce mașină frumoasă. De mine, bă, nu se mai lovi. Dar oricum, bine, bine că legumă, amice, așa cam DNF. Cam un câștigător. Și amice, aceeași mașină, tot cu o mână, amice, tot. Nimic, nu, de amice, zis. Dar am făcut praf. Amice, vreau că eu mă opresc filmarea, că nu mai am ce filma. Gata, amice. Păi, eu uitat că filmez și început să stau cam pe telefon. Cum mă trezi cu el în mână. Au. Amice, dădui când încercai să mă ridic, dădui cu piciorul microfon și ăsta am sărit în bărbie. Ce pățiși, amice? Challenge prost. E supărat, bă. Terminat, challenge de bine, da. Bă, cam la limită. Da, băieții, mai aveam 10 secunde, cam la limită, da. V-am pupat, minte, sănătate. Asta este. Dar ne-am descurcat, cam admirabil. Oh, ce mașină mișto. Pa.